53 din 27 a 2013. În conformitate cu prevederile articolului 63 din legea 80/95 privind statutul cadrelor militare și articolul 69 litera B din OMAI 665/2008, în temeiul dispozițiilor articolului 7 alineatul 5 din ordonanța de urgență a guvernului 30/2007 aprobată cu modificări, cu prilejul zilei protecției civile din România 28 februarie 2013, ofițerii nominalizați în anexă din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, unitățile menționate în dreptul fiecăruia, se înaintează în gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim. În grad de colonel, locotenent colonel Vintilă Gheorghe Nelu, ISU Alba, semnează domnul ministru afaceri interne Radu Stroie. Ordinul Inspectorului General numărul 4570-IG din 20.02.2013, în conformitate cu prevederile articolul 45 litera E, 5364 și 94 din legea 80/95 privind statutul cadrelor militare, modificările și completările ulterioare ale Ordinului Ministrului 665/2008, cu ocazia zilei de 28 februarie, ziua protecției civile din România, pentru fapte de eroism și acte exemplare de curaj în executarea misiunilor și în alte situații, plutonier Boca Gheorghe Ioan, din cadrul Inspectoratului Stației de Urgență Unirea Județului Alba, se înaintează în mod excepțional în gradul de plutonier major. Semnează îmbutemcit Inspector General, General de Brigadă Dr. Baș Ioan. Permiteți-mi să prezint pe scurt faptele care ne-au îndreptățit să cerem și să susținem înaintarea la grada excepțională. Suboficerul a manifestat curaj și integritate, operativitate în îndeplinirea misiunilor, participând la numeroase și diverse intervenții. În data de 20.01.2013, aflat în tură liberă, a avut un comportament exemplar, dovedind curaj, dăruire și profesionalism, intervenind din proprie inițiativă la solicitarea fratelui său pentru stingerea unui incendiu izbunit la locuinței doamnei Doina Grava din orașul Zladna. A reușit să stingă incendiul ce se manifesta la planșeul din lemn în jurul hornului de la Tăracotă, într-un spațiu greu accesibil. Acționând în condiții dificile, Ionică, pompierul, fratele vecinului Ilie, a reușit să lichideze focarul de incendiu cu pagube minime pentru locuință. Doamna Grava a adresat domnului ministru Radu Stroie, ministru afacerilor interne, o scrisoare emoționantă în care îl numește pe colegul nostru, îngerul meu păzitor Ionică. Și își exprimă mulțumirea față de cei care au creat îngeri păzitori ca subofițerul pompier Ionică Boca de la ISU Alba. Conștient că modelele pozitive trebuie scoase în evidență, am propus, iar domnul inspector general a aprobat recompensarea subofițerului și alături noilor grade mulțumirea și recunoștința mea și a colegilor. Vă invit, domnule vicepreședinte, să rămânem împreună gradele. Ordinul Inspectorului General numărul 4580 pe righe din 27.02.2013, în conformitate cu prevederile articolului 45 litera E și articolul 63 din legea 80/95
din 9 mai 1665-2008, cu ocazia zilei de 28 februarie 2013, Ziua Protecției Civile, maiștri militari și ofițeri în activitate menționați în anexă din unitățile IGSU, care s-au distins prin modul de îndeplinire atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă, se înaintează în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad. În anexă, în gradul de plutonier adjutant, plutonier major Buta Augustin Augustin Daniel, ISU Alba. Pentru implicare și contribuții substanțiale în definirea obiectivelor protecției civile, domnul general de brigadă, dr. Ioan Baș, a semnat diplome de excelență pentru domnul colonel Pintea Felix Laurențiu, domnul major Guia Adrian Marius, domnul plutonier Zinca Florin Răducu, extras din ordine.